acum la aceste proiecte. Așa cum am spus, Amepor ne-a comunicat că a intrat în faza de precontractare și ne cere acest document de delegare a gestiunii serviciului de transport public. Ce se întâmplă? Practic, în acest moment, cetățenii municipiului Focșani și cetățenii din Comuna Golești utilizează transportul public furnizat de societatea noastră de transport public ESA Focșani, condusă de domnul director Diacon. Vă rog, această societate are acest principal obiect de activitate în temeiul unui contract de delegare a gestiunii din partea primăriei municipiului Focșani și a primăriei Comunei Golești, contract care este valabil până la 1 iulie 2018. Mai mult decât atât, așa cum s-a menționat, Comunitatea Europeană, Uniunea Europeană, a emis încă din 2007 un regulament, 1370, prin care a stipulat exact tipul de contract ce trebuie încheiat pentru încredințarea acestui serviciu unei societăți de transport public cu capital de stat. În speță, în cazul nostru, cu capital Consiliul Local al Municipiului Focșani, 99%. 100%. Iată că astăzi am venit în fața Consiliului Local, după ce am elaborat toată documentația necesară și am venit cu un proiect pentru a aviza documentația de atribuire pentru delegarea gestiunii Serviciului de Transport Public Local de Călători prin curse regulate și acordarea mandatului special al primarului municipiului Focșani să aprobe întreaga documentație de atribuire în cadrul Adunării Generale Asociației Dezvoltare Intercomunitare de Utilități Publice pentru Serviciul de Transport Public Local prin curse regulate Asociația Metropolitan Trans. Acest proiect de hotărâre, practic ce viza? În urma declanșării acestor sesiuni de proiecte de finanțare pe fonduri europene în cadrul exercițiului financiar 2014-2020, localitățile limitrofe municipiului Focșani au realizat că unindu-ne într-o asociație putem oferi tuturor cetățenilor care locuiesc pe raza acestor localități, în speță Focșani, Golești, Milcovo, Răstoaca, Câmpineanca, Vânători, Gologanu, au realizat că pot beneficia de serviciile acestui operator, a societății de transport public din municipiul Focșani, cu mijloacele moderne precizate anterior, adică 36 de autobuze electrice, stații de autobuze performante și s-au asociat într-o asociație de dezvoltare intercomunitară pe baza voinței Consiliului Local, inclusiv a Consiliului Local al municipiului Focșani. Pentru a respecta acest regulament al Uniunii Europene, astăzi trebuia făcut acest pas, să se aprobe documentația de atribuire a serviciului către transport public prin Asociația Metropolitan Trans, Societății de Transport Public ESA Focșani. Deși am fost vehement criticați și apostrofați că nu face nimic pentru Focșani, nu face nimic pentru județ, de către consilierii liberali, iată că noi chiar facem. Și când venim în fața dumneavoastră, dragi cetățeni, venim și spunem lucruri concrete. Avem proiecte depuse. Proiecte care, iată, sunt în faza de precontractare. Dacă noi transmitem toate aceste documente, noi putem semna contractul și putem începe procedurile de achiziții pentru serviciile și lucrările prevăzute în aceste proiecte. Proiecte care, doar acestea, 5, însumează aproximativ 43 de milioane de euro. 43 de milioane de euro care ne sunt alocați fără concurență. Deci sunt sume alocate municipalității
pentru a derula și implementa aceste proiecte. Dar așa cum am menționat în adresa, cum am citit în adresa AMEPOR, spune foarte clar. Trebuie să transmitem anumite documente obligatorii. Și unul din aceste documente era acest contract de delegare a gestiunii către Asociația Metropolitan Trans a Serviciului Public de Transport Călător. Nu întâmplător astăzi, pentru că trebuie să-și continue linia de opoziție destructivă, consilierii locali din Consiliul Local al Municipiului Focșani, PNL, nu au votat acest proiect. Și nu au votat pentru simplul fapt că nu se adresează strict cetățenilor din municipiul Focșani. Trăim clipe de coșmar. Nu cred eu că în municipiul Focșani nu vin să muncească, nu vin să-și aducă copiii la școală și cetățeni din comunele membre ale acestei asociații. Din Golești, din Câmpineanca, din Vânători, din Milcovu, din Gologanu, din Răstoaca. Oare stau să mă întreb când vom putea și noi să trecem peste aceste bariere politicianiste și să venim să spunem, da, domnule, facem ceva constructiv pentru acești oameni. Pentru că dumnealor ne-au trimis aici să le reprezentăm interesele.